Bună seara, stimați telespectatori, Giurgiu Veni, vă spune Rădulescu Viorel, și care vă propune ca în următoarele circa 50-55 de minute să vedem imagini și să călătorim cu gândul și cu privirea într-o zonă frumoasă, zic eu, a peninsulei balcanice. Este vorba de nordul Greciei. Anul acesta, în cele 3-4 zile libere de Paște, împreună cu vechiul meu prieten, Lucian Bugui, colegul meu de bancă din generală și liceu, am hotărât să ne plimbăm și să ne odihnim prin zona românilor din Munții Pindului. Este vorba de zona Epirului și în special din Epir, zona Mețovă. Am vrut să facem lucrul acesta pentru că era o regiune relativ puțin cunoscută de noi. Eu mai trecusem de câteva ori prin Mețovă. Odată chiar m-am oprit o jumătate de zi. Lucian nu s-a oprit și să vedem la ei acasă pe românii sud-dunăreni. În niște locuri deosebit de frumoase, într-o zonă absolut superbă și care, cel puțin pe zona Mețovo, chiar dacă scrie peste tot în grecește și lumea în prima fază vorbește grecește, transpiră totuși de românism. E o temă foarte amplă și delicată, dar noi să ne oprim numai așa, la ce putem să palpăm ca și să și vedem ca și simpli turiști. Din păcate, lucrurile astea sunt puțin cunoscute la noi, sunt puțin comentate și mai puțin analizate, ca să vedem de ce este așa. Nu vom da răspunsurile în seara aceasta, cel puțin din punctele noastre de vedere. Ne trebuie foarte mult timp. Ne trebuie foarte mult timp ca să dăm răspunsul, dar înainte de dăm răspunsul trebuie să știm de ce se întâmplă ce se întâmplă acolo și cum s-a întâmplat de 2000 de ani în zona aceea. Minunea este alta. Minunea este că oamenii ăștia după 2000 de ani încă vorbesc românește. Fără școală, fără popor care să cânte liturghia românește în biserică, fără ziare, fără televiziune. Numai cu vorba lăsată de mamă. Cât crește pruncul la sân și dă să sugă de la țâță. Să rugăm regia să ne dea drumul la imagine. Aceasta este zona din masivul Pindului. E vorba de Pindul Central. Acest munte mare deasupra lui Mețovo se numește Giug. Are nume românesc. Giug. La circa 1300-1500 de metri altitudine se află acest orășel de munte cu circa 5000 de locuitori, care este dispus într-o zonă absolut superbă, într-o căldare de munte. Circa 870 de kilometri sunt de la Giurgiu până la Mețovo. Distanța n-ar fi
prea mare. Dacă ne gândim că sunt aproape 700 de kilometri de la Giurgiu, la satul mare, mai pui 100 ceva de kilometri și ai ajuns pe niște drumuri foarte bune. Să mergem mai departe cu o nouă imagine din zonă. Iată cum arată zona. Străzile sunt înguste, sunt de piatră, casele au cel puțin un etaj, dar sunt și case cu 3-4 etaje. Oamenii, în general, sunt bogați. Se vede după casele lor, după faptul că generație peste generație au mai pus o piatră, au mai pus un etaj, au mai pus un zid, au mai pus un gard de piatră. În delinicirea principală a locuitorilor este, evident, oieritul, creșterea animalelor, prelucrarea lemnului, comerțul, dar și transportul. Trebuie să avem foarte clar în imagine și în minte treaba că teritoriul ăsta, acum suntem în 2006, acum 97 de ani, nu era la greci. Acest teritoriu se afla în componența Imperiului Otoman. Componența care a intrat undeva pe la 1370-1380. Înainte de 1370-1380, aici a fost o unitate administrativă, teritorială, așa numită Valahia Mare. Numele spune tot. Înainte de Valahia Mare, ne ducem cu gândul hăt departe. Deci, nu a existat un stat grecesc în antichitate, cum este Grecia modernă de astăzi. Grecia au avut niște state situate în orașele lor simbolice, pe marginea mării, gen Atena, gen Sparta, care nu e pe marginea mării, și aici este discuție dacă a fost oraș grecesc. E mare discuție, după părerea mea, în general în zona malului mării. Aici a fost altceva. În zona aceasta se pare că au trăit tracii, nu se pare, și după părerea mea absolut sigur, au trăit tracii din sud, adică românii din sud, ăia vechi. Iată peisajul din zona masivului Giugu, pe care este aflat și acest orășel. Aș face o mică paranteză cu ajutorul regiei să ne oprim aici. Aici vedem parte din autostrada pe care statul grec a construit-o în urmă cu 15-20 de ani, care leagă Marea Adriatică de Marea Egee, de la est la vest sau de la vest la est, depinde cum vrem să-i dăm sensul. Urmând în principal drumul vechii căi de comunicație care lega Roma de Constantinopol. Acest drum vechi se numea Via Ignatia. Via Ignatia pleca de la Roma și ajungea de la Constantinopol. Și acest drum mai departe mergea în Asia Mică, în Turcia de astăzi, până departe spre Mesopotamia. Pe drumul ăsta, romanii își aduceau legiunile foarte repede în orice teatru de război care doreau. Drumul acesta, pe porțiunea făcută de către statul grec ca și autostradă, se numește tot Via Ignatia, sau pe grecește Via Ignatia Odos. Este un drum absolut superb și care ne dă și nouă la români așa o lecție, că se pot face 350 de kilometri de autostradă pe zonă de munte cu mai mult de 35 de tuneluri, ceea ce, dacă ne-am gândit că bucata de munte de la Comarnic la Timișu de jos spre Brașov ar fi o joacă de numai circa 70-80 de kilometri, am putea să o facem și noi oricând. Important este să și vrem. La ce ingineri avem, este floare la urechi.
cu sprijinul regiei, am să dau citire la niște chestiuni legate despre istoria localității. Se spune că toți românii, asta citesc pe academicianul român de origine română, este vorba despre Ioan Caragiani, membru fondator al Academiei Române. Ioan Caragiani vorbește astfel despre mețoviți. Trebuie să spunem că dintre toți românii din peninsula balcanică, aceia care au făcut cele mai mari sacrificii bănești pentru elenism, deci rețineți pentru statul grec care se formase la 1821, se formase mai mult de către români. Au fost și sunt încă amicienii, atât cei bogați așezați în oraș, cât și banchierii așezați în multe orașe mari din Europa, precum Petersburg, Moscova, Odessa, Viena, Constantinopol, Alexandria, Cairo și Italia. Amicienii au fost așa de bogați încât mult timp ei erau un fel de Rothschild pentru guvernul turcesc. Deci, încă o dată spun, până la 1919 vorbim în zonă de guvernul turcesc, ci nu grecesc. Teritoriile astea au fost controlate de Imperiul Otoman, de guvernul de la Constantinopol. Când vroia să facă împrumuturi mari pe care le făcea numai de la ei. Ia cătă. Asta spune Élisée Reclus, un francez, în Nouvel Geographic Universal, Paris, 1876. Vorbind despre macedoromani. Amintește de ceea ce spunem noi mai sus, dar nu cunoaște bine lucrurile. Iată ce spune despre macedoromani la pagina citată mai sus, cu care ocazionul vorbește și de mețoviți. Rompiu, e un citat mai vechi, mai mare și mai amplu în limba franceză, care evidențiază lucrurile acestea. Da, rog regia să stea pe loc cu imaginile, ca să terminăm de comentat cu mețoviții, cu amincienii. Din citațiunea de mai sus, se relevă, spune Reclu, ceea ce a spus despre călătorii care își despotcoveau ca ei la ieșirea din teritoriul Mețovo. Francezul Reclu crede că aceasta provenea din faptul că mețoviții erau împrumutătorii guvernului otoman. Nu este neapărat exact. Mețoviții au fost și sunt un popor foarte războinic și curajos, pe lângă calitățile lor de excelenți industriași, mari întreprinzători, comerciali și mari patrioți. Ei au avut dintotdeauna un căpitanat independent, perpetuat până după Revoluțiunea Greacă de la 1821 și au știut să-și îl mențină cu armele, mai cu seamă că orașul lor era astfel așezat pe muntele numit Giugu, că la caz cu puțini luptători puteau întrerupe orice comunicații între Epir și Tesalie. Mețoviții sunt un popor foarte încăpățânat și nu se tem de nimica când decis să facă ceva. Alipa așa sa trapul Epirului făcuse atâtea cruzimi încât toată lumea se temea de el și făcea toate echipurile ca să nu-i dea caz de mânie. Mețovicii însă nici nu voiau să știe de el și s-a mirat și Puckeville. Asta e un alt autor francez, cam după timpul lui Napoleon Bonaparte de aceasta. Iată că și acest Puckeville, autor francez, aprecia acest lucru. Curajul lor se a dus ca căpitanatul lor să conserve până după Revoluțiunea Greacă. Am văzut că românii în căpitanatele lor se bucurau de multe privilegii. Nu lăsau pe turci să se așeze în ele, nici să aibă gemii în cuprinsul unui căpitanat. Nu putea un turc să treacă prin teritoriul unui căpitanat fără prealabilă autorizațiune a căpitanului. Și pe lângă toate acestea am văzut că chiar un răufăcător, dacă apuca să străbată un teritoriu unui căpitanat, era scăpat pentotdeauna și nesupărat de justiție. Ceea ce a spus și Élisée Reclus despre despotcovirea cailor turcilor și creștinilor care treceau prin teritoriul Mețovo n-a fost din cauza că mețoviții erau împrumutătorii guvernului turcesc, ci amintește vechile privilegii ce aveau ei în căpitanatul lor față cu turcii, privilegii pe care nu le aveau și ceilalți creștini, ci numai românii. Și din tradițiunea locală, de la mețoviți și de la ceilalți români, se știe că turcii nu cutezeau să tragă prin teritoriul mețoviților.
și cei ce căpătau voia să treacă erau obligați să despotcovească caii lor, așa precum a spus-o și francezul. Mețoviții, pe lângă aceasta, aveau și alte multe privilegii pe care și le mențineau cu armele. Apoi sultanii le confirmară prin beraturi, care uneori erau cărcate de guvernatorii provinciali. O împrejurare a făcut ca acele drepturi să capete din nou sancțiunea lor. Din citațiunea ce vom face mai la vale despre un firman, ar crede cineva că drepturile despre care vorbim, mețoviții, nu le avură, ci că le căpătară în urma împrejurării despre care este vorba, dar tradițiunile acestora și ale celorlalți români de la Pin spun că mețoviții aveau de mult mai înainte aceste drepturi. Pucheville, care făcu cunoștință de aproape cu românii megalovlahiți, dădu peste firmanul despre care vorbim și îl menționează în urma din scrierile sale, dându-ne privilegii acordate sau recunoscute de sublima poartă acestor locuitori. Se traduce din Pucheville relațiunea despre acele privilegii și ne-o dă în traducere cu câteva notițe în ale sale despre orașul Mețovo, precum urmează. Mețovo, pe grecește, spun unii, ar însemna în mijlocul muntelui. Comuna este așezată în coasta sudică a Pindului, zona centrală, împărțită în două părți numite La Soare și cealaltă parte Fără Soare. În această poziție, cu patru secole aproape înainte, locuiau puține familii de megalovlahii, străini ca și conaționalii lor și vecinilor sanmariniații și alții cu viață pastorală, strămutându-se iarna în câmpiile Tesaliei. Această comună depindea de principatul de la Tricala și după cucerirea turcilor se administra de biserica de la Stagus. Pe la secolul XVI se întâmplă să se rugeze în sadul tesalian Grigianu, un vizir oarecare căzut în urgia și prigonirea divanului, care vizir rămase într-un adânc secret până la primăvară în casa unei dintre preoții satului menționat, care având de intim amic pe Stergiu Floca din Mețovo, fruntașul păstorilor care erau acolo, încrediță amiciției lui pe vizirul refugiat, pe care Floca îl îmbrăcă cu cioban român, deci cioban român, și îl primi cu plăcere și căută de la el ca de un frate și îl păzi destul timp, îngrijind totdeauna să cerceteze și să-i comunice știri despre cele ce se petrece în Constantinopol. Până când, schimbându-se lucrurile, se publică în mod oficial iertarea vizirului și chemarea lui la Constantinopol ca să se suie la postul de vizir. Se grăbi, dar menționatul vizir să meargă la postul său și plecând, mulțumi lui Floca și rugă ca în curând să se ducă la Constantinopol și să ceară orice dorea pentru sine și pentru comunitatea Mețovului. Ducându-se peste puțin timp, Floca la Constantinopol, acel mare vizir recunoscător îl primi foarte cu mare bucurie și onoare și după cererea lui Floca se redactă un firman energic și lung cumprinzând următoarele privilegii și concesiuni pentru Mețovo. 1. Ca să fie proprietatea indisolubilă a mețoviților, câte livezi, după o însemnare dată de Floca, erau destule pentru pășunatul turmelor, livezi aflătoare în Tesalia, Macedonia și Epir. Vreau să vă spun că expresia de livezi nu se folosește neapărat pentru un loc unde cresc copacii, pomii fructiferi. Livadă înseamnă pășune, pe limba românilor din sud. 2. Ca să păzească însăși locuitorii trecătorile jurisdicțiunii mețovice și să nu locuiască turci în interiorul ei. 3. Ca să dea anual toată comunitatea pentru orice bir și sarcină către casa regală numai 113.000 de aspri, adică lei turcești 941. Ca niciodată să nu fie urmărit și cerut de orice autoritate, orice individ, de orice religiune și condiție care să refugie înăuntru jurisdicțiunii Mețovo pentru orice cauză. 5. Ca turcii care vor trece pe acolo să considere această țară ca sacră și când ies din hotarele ei să fie obligați să scoată și să scutere potcoavele cailor lor ca să nu ducă cu ei niciun dram din țărâna mețovitică. 6. Ca acel ținut să fie administrat bisericește printr-un exarh patriarhiercesc. 7. Ca acel ținut să fie supus politicește de toparhul Epirului și judecătorește de cadiul Levadiei. Acest lucru îl ceru ciobanul Floca spre a se evita cheltuielile vătămătoare și certe și locuitorii să fie siliți să se împace în localitate pentru orice neînțelegere individuală. Aceste privilegii se întind și la vecinii dinspre
din prejur de aceeași rasă, adică tot români ca și mețoviții, adică la cei care locuiesc în satele Mălăcaș, Cuțufliani, Milia și Botonoși, conservând și folosindu-se neîncetat de niște astfel de privilegii generale, mețoviții trecură astfel până în epoca lui Ali Pașa, care prin procedurile sale îndrăznețe dobără puterea firmanului și uni țara mețovului la jugul și discrețiunea sa împreună cu celelalte țări din Epir. Despre Ali Pașa vom vorbi puțin mai târziu. Am ajuns într-o seară de vineri în Mețovo. Ne-am cazat la un hotel a unei românce, doamna Urania, și am mers la biserică, o să vedem un ritual bisericesc din Vinerea Mare, iar după aceea, în următoarea zi, am făcut o excursiune către zona Calambaca Meteor. Rugăm regia să meargă cu pozele mai departe. Să ajunge pe un drum relativ ușor și frumos în zona Calambaca Meteora, care după teritoriul Atos este a doua ca valoare bisericească, monahală din Grecia de astăzi. După cum vedeți, imaginile sunt spectaculoase, pentru că există un număr de 6 mănăstiri funcționale pe vârful, iată, Varlam, deci către mănăstirea Varlam, acolo vom merge și noi să vizităm această mănăstire. Pe vârful unor stânci, mănăstirea Varlam este situată pe vârful unei stânci cu pereții înalți de 378 de metri în linie dreaptă, deci verticali, pe o suprafață de circa 9000 de metri pătrați, în partea superioară, s-a construit această mănăstire. Iată cum arată peisajul, care este absolut superb. Așa, din punct de vedere geografic, unde se termină Câmpia Tesalii, încep niște dealuri foarte accentuate de 7, 8, 900 de metri, care în zona asta, lui Calambaca Meteora, reținem că și localitatea Calambaca la origine, tot românească. Comuna de peste acest deal, se numește Castrachi, este tot românească la origine. Satul cel mai apropiat după vârf de munte se numește Vlahava, deci numele este foarte clar. Spune cine locuiește acolo. Acolo locuiesc Vlahii, adică românii. Iată, apare aceste formațiuni pe gresie, niște stânci uriașe pe gresie, care pe la sfârșitul secolului al IX-lea au îndemnat pe credincioșii de atunci să se așeze în aceste locuri. Ziceam că sunt 6 mănăstiri în stare de funcțiune care există. Este vorba despre Marea Meteoră, cu hramul Schimbarea la față. 2. Mănăstirea Varlam este făcută la 1350, unde mergem noi acum și vom vedea niște imagini. A 3. Este Mănăstirea Sfânta Treime, făcută la 1458-1476. A 4. Este Mănăstirea Sfântul Ștefan, făcută la 1350. Avem mănăstirea de la Rusanu, de la anul 1380, și mănăstirea Sfântul Nicolae Anapafsa, 1527, deci cam când începea să domnească la noi Petru Rareș în zona Moldovei. Deci 6 sunt în funcționare. În secolul 15-16, deci pe la 1500, funcționau 20 de mănăstiri în zona Meteora. 6 lucrează. Un număr de 13 sunt închise sau arată foarte rău, sunt aproape în ruine. Am să le enumăr. Sfântul 1, Mănăstirea Sfântul Duh, Mănăstirea Sfântul Dimitrie, Mănăstirea Sfântul Nicolae Padova, 4. Sfântul Antonie, 5. Sfânta Mănăstire
Pantocrator, 6. Ipsilotera, 7. Sfântul Gheorghe Mandiras, 8. Întâmpinarea Domnului, 9. Schitul Dumbian, 10. Mănăstirea Sfântul Grigorie, 11. Mănăstirea Sfântului Ioan Botezător, 12. Mănăstirea Sfântul Modest, 13. Mănăstirea Caligrafilor. Ar fi aceasta, Mănăstirea Caligrafilor, se zice că este situată, care este stare de ruină. Acum este situată pe cea mai înaltă stâncă cu pereții cei mai înalți din zona Meteora. Deci 6 arată foarte bine. Astea să și vizitează. Nu mai vorbesc că peste tot, în fiecare mănăstire se află mărturii ale sprijinului pe care le-au dat domnitorii români și care le-au dat românii în general și sud-dunăreni, dar mai ales nord-dunăreni, existenței acestui complex monahal. În actele meteorei sunt numeroase pomenirile ale unor dregători valahi. Dau câteva exemple acum. Care, ia câte valahi, deci români, care au condus organizatorii și monahal zona. Vă dau câteva nume. Petrița, Dragu, Calotă, Bunilă, etc. Se pare că un membru al dinastiei stăpânitoare din Valahia Mare, adică Ioan Cantacuzino, a înălțat mănăstirea Sfântul Ștefan. În secolul XV, aici se numără, spuneam, 20 de mănăstiri. La mănăstirea Varlam, unde vom vedea noi câteva imagini, deci la această mănăstire, la Varlam, există condica mănăstirii Bucovăț din România, cu litere chirilice, dar în bună limbă românească. Se poate citi pe una dintre file, ghilimele, toți sfinții, hramul Sfintei Mănăstiri Varlam de la Meteora, închid citatul, condica cuprinde 6 hrisoave ale domnitorilor români, începând cu 1609 și terminând cu 1790. Pe unul din pereții expoziției de la Varlam este așezat un epitaf brodat cu fier de aur lucrat de Maria de Mangop, a doua soție a lui Ștefan cel Mare, a idoma, deci la fel cu cel de la mănăstirea Puna. Deci Maria de Mangop a făcut două epitafuri. Unul a ajuns la Puna, a doua ajunge aici la Varlam. Un alt exemplu de legătură cu, directă cu România. Neagoie Basarav înzestrează cu odoare mănăstirea Marea Meteora. Există de asemenea o cerere de ajutor scrisă de către 8 stare și 20 de înalți dregători mănăstirești către Vasile Lupu, deci la perioada 1600 și. La această mănăstire la Varlam, noi vedem, imaginea din spate este foto făcută după stânca mănăstirii Varlam. Până în 1922 accesul era pe sistemul de scripeți care făcea legătura, aprovizionarea cu restul lui. În 1922 aici s-a creat sistemul de scară. Mă rog, lucru a fost destul de dificil, dar realizabil până la urmă. Forma actuală a mănăstirii pe care o vedem este de la 1517-1518, când se stabilesc aici părintele Teofan, care moare în 1544, și Nectarie, care moare în 1550. În mănăstire se vizitează vechea trapeză, azi muzeu, vatra sau bucătăria și spitalul, precum și biserica cu hramul tuturor sfinților. Cu legenda părintelui Teofan,
Este o legendă că părintele Teofan, cel care s-a stabilit aici la 1517 și a murit la 1544, ar fi construit o timp de 22 de ani, în ultimile 10 luni, înainte ca aceasta să fie terminată. El a fost bolnav, a fost anunțat că mănăstirea este gata. Atunci s-a sculat după poartul care suferea, s-a ridicat în picioare, a ridicat mâinile către cer, i-a mulțumit lui Dumnezeu și după aceea a murit. Oricum, deci visul de a face această biserică pe vârful această stâncă i se îndeplinise. Și mai este o biserică, o mănăstire, este Biserica Sfinții Trei Ierarhi. Aici se află de asemenea o evanghelie atribuită împăratului Constantin Porfirogenetul în anul 959. Deci Constantin Porfirogenetul era împărat la Constantinopol, stimați telespectatori, nu în altă parte, era împăratul Bizanțului, cu semnătura în original a acestei. De asemenea, în această mănăstire așteaptă să fie studiate și redate cunoștințelor marelui public numeroase documente românești, între care și importante acte de dani. Să rugăm regia să ne prezinte mai departe niște imagini din zonă. Din dinspre, deci fotografiile în special sunt făcute dinspre mănăstirea Varlam împrejur. 12.000 de litri avea acel butoi, era gigantic. Da, am fotografiat o fotografie păi făcută pe la începutul secolului 19. Peisajul este impresionant, aerul este curat, foarte, foarte mulți turiști, mulți francezi, am văzut mulți francezi, un pic de nemți și destui greci, dar și mulți români și bulgari și ruși, ucrainieni. Comerțul cu suveniruri este în floare. Și marea, marea majoritate, să ne oprim aici, rugăm regia la această imagine cu acest lac, marea majoritate a celor care vând suveniruri sunt a români, vorbesc românește, iar natura meseriei i-a făcut să rupă un pic și pe englezește, și pe nemțește, și pe turcește, și pe italienește, etc. După ce am văzut imagini zona Meteora, mergând prin satul Vlahava, pe o coamă de deal munte, așa, la circa 7-800 de metri, am ieșit în circa 60 de kilometri la Ignatia Odos, în zona Grevena, de acolo pe autostradă încă circa 20 de kilometri până în orașul Siatiștea și după aceea circa încă 50 de kilometri până la Castoria, care este acest oraș frumos, așezat, situat în nordul Greciei de astăzi, aproape de graznița cu Albania și Macedonia, și care este situat între niște munți domoli și frumoși, pe marginea lacului cu același nume, lacul de la Castoria. La Castoria este capitala europeană a industriei blenurilor, orașul să aibă vreo 40.000 de locuitori, este cosmopolit, este un oraș așezat, cu oameni bine sedimentați și bine structurați pe proprietățile lor. Acolo, generația de generație s-a mai pus o piatră și la propriu și la figurat, la baza fiecarei familii. Dovadă stă aspectul foarte frumos al
urbei și starea materială a locuitorilor. De jurul împrejurul acestui orășel se află circa 8-9 fabrici moderne de blănuri. Fors, industria blănurilor, aici se dă ora exact în Europa la moda de blănuri. Să mergem mai departe, vom vedea câteva imagini pe marginea lacului de la Castorie. Zona este absolut pitorească, după cum vedem. Și ne vom întoarce sâmbătă seara către Mețovu. Am ajuns în piața centrală. Să ne oprim puțin la ursul acela, dacă se poate, regia. Da. La urs să ne oprim, care este simbolul din Mețovo. E o chestie, domnule, adică să zice că ar fi aici o comunitate de urși care chiar trăiesc în sărbăticie în masivele montane imediat învecinate localității. Ursul brun, mă rog, vezi afișe peste tot și pe autostradă, atenție să nu dai peste urși, vezi două rânduri de gard la autostradă, nu știu, poate că a fost un motiv ca să le ceară la europeni mai mulți bani ca să mai facă un rând de gard. Cert este că ei se mândresc cu treaba asta cu populația de urși brun, care zice că ar fi mai densă pe cursul văi numite Valea Caldă. Valea Caldă. Chiar așa se scrie. Valea Caldă. Deci denumirea este clar că este românească. În jurul acestei piațete sunt magazine de suveniruri în care în principal sunt țesături românești. Sunt obiecte de lemn lucrate de meșteri populare. Am văzut ateliere. Asta este lumea la noaptea de înviere. Există o biserică în zona centrală care are în față trei platani giganți. Biserica cred că are vreo 3-400 de ani. Platani e cam tot la fel. Lumea este foarte credincioasă. Majoritatea acestor oameni sunt vlahi, sunt români, ei între ei încă vorbesc românește, ceea ce este o mare chestie, un mare miracol, domnule, e un mare miracol, după părerea mea, care trebuie păstrat cu maximă prețuire. Din păcate, preotul vorbește și ține slujba pe grecește. Aici e mult de vorbit, poate o să mai vorbim. De ce s-a întâmplat treaba asta? A fost cândva și un părinte Cosma. Ei chiar s-au bucurat după ce s-a hotărât așa bisericește că s-a strigat că Iisus a înviat, adevărat a înviat. Au dat cu artificii, dar oricum totul într-o atmosferă foarte, foarte potolită. Să spunem că românii din zona aceea nu au șansa să-și asculte slujba pe românești. Asta e realitatea. În schimb, și pe grecești. A fost un părinte care la origine a fost tot român. S-a numit Cosma. Grecii l-au făcut sfânt. Acest Cosma a fost un vânzător așa de, după părerea mea, de popor. El a propovăduit în zona Epirului și în general în nordul Greciei că Dumnezeu vorbește numai grecește, iar pe românește vorbește dracu. Adică o mare prostie. Dacă mama își învață copilul când îl învață să vorbească primele cuvinte pe limbă românească, și părerea mea așa, măcar că
trăim într-o Europa care se zice că e democratică și e a tuturor. Zic că, într-un fel, și românii din Grecia ar avea nevoie și ar avea șansa să nu-și piardă limba, să nu-și piardă tradițiile și să poată să aibă și ei așa o vorbă românească și în școală, și în biserică, și în liceu, și în facultate, și în presă, și în parlament. Ori, din păcate, nu știu dacă unii dintre asta știu că știu treaba asta, dar unii nu știu. Statul grec este un stat uninațional. Acolo nu există decât o singură populațiune și națiune, populația grecească. Restul nu există. O să pare că acești vlahi, după unele statistici, ar fi de 7%, însă ei ar fi mult mai mulți, ar fi bate undeva pe la 12, 14, 15%, chiar mai mult, spre 20%, adică acești vlahi, adică acești români, adică noi. Și cu atât mai mult mă miră, sincer să vă spun, am auzit și eu pe niște colegi când m-am întors acasă, că la noi în adormirea, noaptea de înviere, s-a cântat și grecești. Nu știu dacă era nevoie în România să cânte grecești. În România este bine să se cânte numai în românește. Și să vorbească numai în românește și să mai scrie numai în românește, că da, este România și da, statul se numește român. Asta e părerea mea personală și care nu cred că diferă mult de părerile dumneavoastră. Dacă tot văzurăm cu niște oameni de sute de ani, tot li se bagă în cap elenismul ăsta. Și ca să mergem mai departe, să readucem aminte că acum 97 de ani zona asta de lume nu era la Grecia, ci era în altă parte. Vom vedea niște imagini din Ioanina. Ne oprim aici, rog regia să stăm pe imaginea aceasta, care este mai mult decât important. Deci după ce s-a format țara grecească, statul grecesc, de către un principal român la 1821, săracii români s-au dus, s-au omorât pe acolo cu turci, au visat la căpitanatul lor creștinesc și după au venit niște șmecheri politici de la Constantinopol, din cartierul Fanar, și le-a confiscat Revoluțiunea. Asta e altă discuție, nu o să o dezvoltăm seara aceasta. Deci să formăm statul grecesc. Statul grecesc nu prea, deci în prima fază, nu e cum e, n-a fost imediat respectator cum e Grecia de astăzi. A avut partea de sud, a avut insula Creta, a avut niște insule pe lângă Atena, a avut Peloponezul și partea de sud, Aheia. Să zicem, dar partea de Asia, de fapt, e formată de niște subdiviziuni, care și alea sunt românești. Vezi zona Acarnanie, cu alți munți, pe unde se află satul, orașul Cărpiniș. Mă rog, partea asta cu Tesalia, Epirul și Macedonia de astăzi din Grecia au rămas la Imperiul Otoman. Și au rămas la Imperiul Otoman până când căzu acest imperiu, în 1919. Dar se mai întâmplă un fenomen. În 1905, în sfârșit, guvernul turc de la Istanbul dă o aeradea, adică un fel de lege, așa, de ordonanță, de urgență, prin care recunoaște și poporul român ca parte a Imperiului Otoman, cu toate drepturile, adică să aibă școli pe românește, să-și asculte slujba în biserică pe românește. Din păcate, timpul a fost foarte scurt, de la 1905 până la 1919. Ziua în care guvernul turc a dat această aeradea, sau iradea, cum am spunem corect turcește, este pentru a românii din România ziua românilor. Este acum în mai. Și ei o sărbătoresc. Asociațiunea românilor din România o sărbătorește fiecare an.
Unde vedem noi imagini din Ioanina, Ioanina este capitala Epirului, este un oraș de circa 150.000 de locuitori, situat pe marginea unui lac foarte frumos, care are în mijloc o insuliță. Insula se vede în partea dreapta și care are niște povești foarte frumoase. Aici este un centru universitar, majoritatea locuitorilor sunt la origine tot aromâni, satele din munții din jur sunt majoritar aromânești, românești, și fizionomia feței, aici să vezi oameni blumi, vezi oameni cu părul șaten, nu seamănă cu Grecia pe lângă Atena, nu seamănă. Aici au fost organizate jocurile olimpice de caiac canoe când Grecia a fost organizatoarea jocurilor. Pe insula aceea pe care o vezi în față era reședința de vară lui Ali Pasha. Ali Pasha la origine a fost, se pare, albanez. Și cum albanezii la origine sunt iliri, am putea spune că și el cumva o fi fost prin neamuri lui stră român la origine. Din păcate s-a făcut musulman și sultanul de la Constantinopol i-a dat sarcina să administreze partea asta de Imperiu Otoman, Epiru, capitala la Ioanina. A fost un musulman rău, a făcut mult rău românilor. El cu tasa au distrus orașul Moscopole, care era bijuteria românească a Balcanului, al doilea oraș ca număr de locuitori din Balcan până la 1760 după Constantinopol. Iar la un moment dat, după, spre 1790-1780, Ali Pasha nu l-a mai recunoscut pe sultan de șef și el și-a făcut așa o mică autonomie în zonă. Nu prea mai ascultat de nimeni. Turcii nu l-au iertat, până la urmă l-au prins, mi se pare la 1822, și l-au decapitat pe insula din față. El a făcut mult rău la căpitanii de origine română, la armatorii români. A avut și câțiva de partea lui. De exemplu, șeful gărzii personale al lui Ali Pasha a fost Odiseu Andruță, care după aceea se delimitează de el. N-avem noi timp în emisiunea asta să vorbim despre întâmplarea de la Tricala cu tânărul Martu, Odiseu Andruțu și Ali Pasha, care seamănă foarte mult cu ce se întâmpla acum vreo 1800 de ani înainte, sau mai puțin, vreo 1700, când împăratul Alexandru Sever, ultimul împărat din dinastia Severilor, îl descoperă ca viitor mare soldat și general pe primul împărat al omenirii de origine tracică, Maximus Trax, 235-238. Se pare că este o legendă care stă în fibra românilor din zona asta. Așa a pățit. Dar numai că Maximus Trax nu era de aici, ci era vis-a-vis de Zimnicea din cetatea Nove, unde este Zviștovul de astăzi. El fiind un român la origine, primul împărat roman. 235-238. Să vedem câteva imagini. Vom vedea moschia lui Ali Pasha și mormântul lui. Deci mormântul lui există, este ca un cuib de păsărele. Este vorba de o cetate pe un deal lângă Lea. Aici, asta este mormântul lui, există. Asta e fata lui Ali Pasha, care este personaj în cărțile lui Alexandre Dumas, Contele de Monte Cristo, care după ce își rezolvă răfuierile cu ea care l-au trădat și l-au vândut, își petrece restul zilelor cu această tânără. Sigur, într-o viziune romantică a francezilor. În zonă încă mai sunt două moschei. Ăsta este marele soldat grec, liberator. Foarte aproape se află, la 70 de kilometri, orașul Parga, de unde, pe care îl vizităm și noi în câteva ore, pentru a doua oară. Acum nu este foarte multă aglomerație. În Parga este liniște. Este liniștea Duminicii Paștelui, dar Bucanvilia a înflorit.
Iată o imagine din parca văzută mai de sus, de la cetatea genoveză. Numele ne duce la serialul pe care l-a vizionat cu mare plăcere toată România, mai ales femeile, dar și bărbații. Este vorba de Suleiman Magnificul, pentru că Ibrahim, vizirul lui Suleiman, este din Parga, Ibrahim Pargalez. Avem aici o imagine dintr-unul din marile lacuri grecești de lângă Edesa. Ne îndreptăm apoi în următoarea zi de la Moscova, de la Mețovo către Edesa, prin zeci de kilometri stânga-dreapta de livezi, de piersici, de cireși și de alți pomi fructiferi. Edesa nu e mare, are doar 18.000 de locuitori, însă la marginea orașului sunt niște cascade foarte frumoase, sunt vreo 6 la număr. Marea Cascadă are o cădere de circa 70 de metri, fiind considerată una din cele mai mari cascade din estul Europei. Grecii l-au amenajat foarte frumos cu banii europeni și iată, văzută de sus în jos, e o mare cădere de apă. Aproape se mai află un centru cu ape termale numite Pozar. De la, iată, Marea Cascadă, de la Edesa. Sunt multe autocare, inclusiv câteva am văzut și de români aici, lângă această cascadă. Simbolul orașului este Alexandru Macedon, pentru că foarte aproape de Edesa, la numai vreo 25 de kilometri, 30 de kilometri, se află vechea capitală a Macedoniei, Pela. Pela a fost capitala Macedoniei, iată, Imperiul lui Alexandru Macedon mergea de aici, de la noi, de la Dunăre și din Balcani, până în sud-vestul Chinei, până în India. Era un oraș dezvoltat pe circa 400 de hectare. Grecii văd că au săpat foarte, foarte puțin. Dacă sunt săpată 7, 8 hectare, 10 hectare, mă așteptam la mai mult. Dar au găsit foarte multe obiecte. Unele sunt expuse la muzeul de lângă situl arheologic. Este un muzeu bine pus la punct, bine dotat, făcut tot pe bani europeni. Apar simboluri care se găsesc și în fondul poporului român, gen floarea vieții și pomul vieții și soarele și multe, multe, dar în același timp apar și lucruri extraordinar de valoroase, mozaicuri originale de vechi de 2300 de ani, statui, o colecție impresionantă de scuturi, de săbii, de lănci, de arcuri, iată diademe de aur. Sunt convins că acestea nu sunt toate, multe dintre ele sunt duse în tezaurul național al grecilor de la Atena. Și câteva imagini din situl arheologic de la Pela cu mozaicuri originale de acum 2300 de ani. Aici a fost capitala lui Filip, al doilea tatăl lui Alexandru Macedon și a fiului acesta și a mamei lui Alexandru, soția lui Filip, Olimpia. În Pela se poate spune că s-a aflat capitala lumii preț de câțiva zeci de ani, pentru că lumea atunci era controlată de macedoneni. Macedoneni care, după părerea mea și altora care gândesc ca mine, nu sunt greci, ci sunt macedoneni, adică sunt tracii din sud. Citind pe internet câteva chestii așa relativ repede în completare la ce era pe asta, am găsit niște comentarii că s-au găsit scrieri pe timpul lui Alexandru Macedon într-un, ce nu în greacă veche sau în greacă nouă sau în limba greacă, ci într-un dialect asemănător. Dialectul ăla nu era altceva decât limba macedoneană veche, care nu era altceva decât, pe părerea mea, românească veche.
Și mai am un exemplu, o chestie care m-a uimit, văzând, vizitând pe ăla și împrejurimile. Macedonenii și înmormântau morții de vază, nu în gropi sau nu iardeau, precum făceau grecii, ci în tumuli, adică movile de pământ ridicate la suprafață. În tumulele aia se află mormintele. Cum 1500 de asemenea tumuli se află în Bulgaria de astăzi și peste 2300 sunt identificați în România, la care așteaptă să fie cercetați. Deci e vorba de același popor care își înmormântau morții la fel. Nu sunt alte obiceiuri. Faptul că am îndrăznit ca prin omul ăsta numit Alexandru Macedon, ci nu Alexandru Grecu, care nu e cel mai mare conducător militar din istoria acestei lumi numită omenire. În scurta lui viață a făcut unul din cele mai mari imperii, dacă nu cel mai mare imperiu terestru, și nu a pierdut nici o bătălie. Le-a câștigat pe toate. A fost un geniu militar, politic și administrativ, formată dintr-o armată de macedoneni, adică traci din sud, adică aș putea spune eu că așa gândesc eu, români din sud, care nu au pierdut nicio luptă cu niciun imperiu sau nicio forță militară adversă. Merită vizitat, este relativ aproape de Giurgiu, din aia 870 de kilometri, mai scădeți vreo 200 și rămân vreo 650-670. Este lumea noastră românească de la sud de Dunăre. Merită vizitată și nu e o parte din ea. Despre celelalte părți, pe măsură ce timpul și energiile ne vor permite, vom vorbi în dățile viitoare. Bună seara, vă spune Viorel Rădulescu.